Salutare, salutare! Sunt Madalin, iar videoprezentarea de astăzi este dedicată smartphone-ului Lenovo A536, mezinul ultimelor modele scoase pe piață de producătorul menționat mai devreme. Un device de dimensiuni mari, dual SIM și un design clasic, toate acestea la un preț excelent pentru hardware-ul și facilitățile pe care le pune la dispoziție. O să lăsăm această introducere la o parte și în minutele ce urmează vom vedea împreună cum arată Lenovo A536 și care sunt caracteristicile sale principale. Designul A536 nu este unul neobișnuit. Din contră, pare a fi rupt din tiparele cu care ne-au obișnuit în ultima perioadă producătorii acestor tip de device-uri. Materialele din care este confecționat sunt excelente din punct de vedere al calității, carcasa fiind plăcută la atingere, construită din plastic. În cazul în care vă gândiți că acest plastic se poate zgâria sau sparge, cei de la Lenovo au inclus în pachetul produsului nostru o husă de silicon, ce cu siguranță va proteja acel capac din plastic. Cu un display de 5.5 și o rezoluție de 480x854 de pixeli, imaginile și videoclipurile se vor vedea mai mult decât acceptabil și asta grație culorilor vii și contrastului bun. Lenovo a integrat în modelul de față chipsetul MediaTek MT6582, ce vine la pachet cu un procesor quad-core din seria Cortex A7 și rulează la o frecvență de 1,3 GHz, susținut de un chip grafic Mali 400 MP2. Aplicațiile ce urmează să le instalați din Google Play Store vor rula fără niciun fel de problemă. Un singur joculeț mi-a dat bătaie de cap, crezând că este de vină device-ul de față, Despicable Me. Rulându-l pe mai multe device-uri, unele cu o configurație un pic mai puternică decât invitatul de astăzi, mi-am dat seama că nu este de vină device-ul în sine, ci pur și simplu optimizarea jocului mai sus menționat în ceea ce privește rularea pe device-uri cu sistem de operare Android. Memoria RAM a Lenovo A536 este de numai 1 GB, iar spațiul de stocare 8 GB. Față de celelalte modele ale producătorului Lenovo, apărute în ultima perioadă de timp, A536 oferă celor ce doresc să-l achiziționeze posibilitatea de a adăuga un card microSD cu o capacitate maximă de 32 de GB. Am rămas plăcut surprins să observ că modelul de față permite acces la baterie și evident la cele două sloturi pentru cardurile SIM. Indiferent că facem referire la camera din spate, cea de 5 megapixeli, sau cea secundară situată pe partea frontală a smartphone-ului nostru, de numai 2 megapixeli, fotografiile și filmările sunt bune, spre foarte bune din punct de vedere calitativ. Pe partea de conectivitate, Lenovo A536 dispune de un port USB pentru încărcare și conectare la PC, Bluetooth 4.0 și wireless compatibil cu cele 3 standarde B, G și N. Toate acestea sunt alimentate de un acumulator de 2000 de mAh, ce își face treaba foarte bine. Evident, A536 nu ar fi putut fi funcțional fără un sistem de operare, cel disponibil pe device-ul nostru fiind versiunea Android KitKat 4.4.2. Aceasta a fost prezentarea din punct de vedere al designului și hardware-ului Lenovo A536. Haideți să vedem cum s-a comportat în testele noastre obișnuite. Un device ce, din punct de vedere al balanței calitate-performanță-preț, este mai mult decât ok și trebuie luat în considerare în momentul în care doriți să achiziționați un astfel de device. În pofida faptului că pentru anumiți utilizatori poate părea butucănos, îmi permit să vă asigur că nu este așa. Este într-adevăr un pic cam gros, dar în pofida dimensiunilor sale, este un device ușor ce oferă utilizatorului o experiență inedită la un preț foarte bun. Ne oprim aici, aceasta fiind scurta prezentare a Lenovo A536, smartphone ce este disponibil și în site-ul PC Garage, accesând linkul din descriere.